Vă prezint în acest clip un aspirator pentru cenușe, varianta low cost de la Lidl, costat undeva la 149 de lei. Va fi folosit pentru aspirarea cenușii din sobă și l-am cumpărat de fapt pentru a curăța fumurile dintr-o sobă, astfel încât aceasta să devină mai eficientă și să aibă un tiraj optim. După cum știți, soba clasică pe șamotă, pe teracotă, este indicat să se curețe în fiecare an, pentru că există depuneri de fumigine și de cenușe pe fumurile din interiorul ei. După cum spuneam, am cumpărat acest aspirator pentru că reprezintă o metodă mai eficientă, mai elegantă și care nu presupune și nu face atâta mizerie dacă am curăța soba din metoda clasică manuală, adică se desfac dopurile acelea de la fumuri, se introduce un fel de pămătuf special pentru sobă, se curăță bine de tot și după aceea toată funiginea cenușa aceea se scoate cu mâna manual, se face foarte multă mizerie și praf și se depune pe pereți și pe lucrurile din casă. Așa că acest aspirator reprezintă o metodă eficientă și elegantă, după cum spuneam. Este în totalitate metalic, partea de colectare a cenușii este metalică, la fel furtunul, o să-l și vedeți acum când o să-l desfac. Este la exterior din plastic, dar inserția din interior este metalică, pentru că atunci când aspirăm cenușa, este posibil să mai existe și ceva jar și să nu ia foc. Așa, la exterior, pare bine făcut. Nu l-am văzut niciunul, nu am apucat să-l desfac. Vedem pe cutie câteva specificații. 1200W, capacitatea de 18 litri, un cablu cu lungimea de 5 metri și niște filtre plus accesorile caracteristice. Ne apucăm să-l desfacem. Au avut o variantă în trecut care era mult mai mare. Acum văd că l-au redus ca și dimensiune. Oferă 3 ani garanție, după cum bine știți, pentru toate produsele de la Lidl. Dacă ne facem treaba cu el 3 ani de zile pentru 149 de lei, eu zic că își merită din plin bani. Desfacem. Am fixat, după cum se vede, și roțile. Fiecare roată care în partea de deasupra are această preeminență unde vin fixate accesoriile. Cam așa arată. Furtunul se introduce simplu, are aici o parte de orientare și de blocare, ca să zic așa. Introducem, răsucim și se blochează. Așa vin montate și restul accesoriilor. Da. Așa se prezintă aspiratorul nostru pentru cenușă. O să încerc să fac și o probă practică. O să trec la curățarea unei sobe clasice de teracotă. Sobă am păsat undeva într-o casă de vacanță la țară. L-am cuplat și la rețeaua de alimentare cu energie electrică. O să îi dăm drumul ca să vedem, să pornim, să vedem cât de zgomotos este. Nu e neapărat prea zgomotos. Puterea de absorție este una destul de mare. Trage bine.
Deci, aici am făcut pauză. Da, l-am oprit. Face ceva zgomot. Nu e ceva de speriat. La ce face și pentru ce este destinat, nu ne așteptăm ca să fie un aspirator silențios. Important e să tragă cenușa și funiginea din sobă. Cam asta este și cam așa arată. Acum o să-l punem la treabă. Asta e soba care o să o curățăm și o să o aspirăm cu aspiratorul de cenușe. Este o sobă amplasată într-o casă de vacanță la țară. Casa e destul de veche. Va intra începând cu anul viitor într-un proces de reabilitare, reamenajare, ca să zic așa. Dar, având nevoie de căldură, trebuie să curățăm soba ca să nu avem surprize. Am dărâmat și coșul, era un coș vechi care era trecut prin zid și trecut în sus prin podul casei. Să vă arăt și acela cum se prezintă. Momentan a fost astupată trecerea și locul acela de colectare a funinginii, a cenușii de pe horn, care era prin zid pe trecut, cum se făcea stil vechi, cum făceau bătrânii, și s-a zidit un horn din cărămidă din beton în care soba a fost racordată. O începe prin a desface capacele care nu dă accesul la fumurile din sobă, așa cum sunt denumite. Și pentru asta avem un capac aici, unul aici, avem încă unul pe partea cealaltă, în spatele sobei, și încă unul aici deasupra. Începe să dăm mortarul refractar vechi jos ca să dăm, să putem să scoatem lucrurile și să vedem în câtă funigine s-a strâns de curs de mai bine de 7-8 ani în care soba a funcționat și nu a mai fost curățat. Să vedem acum ce depunere de funigine și de cenușe o să găsim după ce scoatem dopurile acestea. Am scos dopurile care acoperă orificiile ce ne conferă accesul la fumurile din sobă. Să vedem acum câtă funingine este depusă. Dacă focalizează prea bine, locul de acces este foarte, foarte lent. Așa este 1. Și ăsta este al doilea. Din câte văd eu din unghiul ăsta, n-ar fi cine știe ce depunere. Dar îl băgam mâna pe de adânc se poate. Și voi folosi metoda clasică cu un pămătuf, voi răzui și voi da funinginea jos și după aceea o să o aspir cu ajutorul aspiratorului pentru cenușă. Cam așa e, destul de încărcat. Acum sperăm că va funcționa optim după ce o sparte cenușa și funinginea lui. Cam așa. Așa se prezintă o sobă care nu a mai fost curățată, scuturată, cum spun bătrânii, de vreo 5-6 ani, în care mi s-a mai făcut focul alți 6 ani după aceea. Am scos capacul, locul în care acoperă accesul la alt fum care e în spatele sobei. După cum se vede, nu e depunere prea mare de funingine, deci nu mă aștept să fie prea cărtată soba. O să încerc să surprind și aici în imagini, să vedem cât de încărcată este, nu știu dacă se poate, că nu-mi dau seama, pentru că locul este foarte îngust și
că nu îmi dau seama dacă focalizează și se vede ceva acolo. Oricum, trebuie aspirat foarte bine după ce voi curăța funiginea de pe pereții interior parfumului din sobă. Și sperăm că totul va fi ok și nu va trebui să intervenim prea curând. Fiind la țară, metoda clasică aleasă folosită din bătrân de bunicii părinții noștri pentru curățarea fumurilor de la sobă din interior este pur și simplu un pămătuf format din, o să vedeți aici, din pene de pasăre. Este mult mai ok decât ceva metalic sau din plastic pentru că sunt destui de moi și nu riscăm să desprindem paramizile de la interior. Deci, practic, acesta voi introduce în sobă și cu acesta voi curăța funiginea care s-a depus pe pereții interiori din sobă. Este mult mai ok decât un pămătru metalic din acela cu care se curăță hornul, pentru că, după cum v-am spus, există riscul să dărâmăm caramizile din interiorul sobei și atunci chiar am făcut ceva ce nu se mai poate repara decât demontând soba bucată. Cel din urmă orificiu din care avem acces la fumul principal care iese în traversarea ce intră în hornul care duce pe casă. Deci, practic, acesta este partea finală, ca să zic așa, pe unde se elimină fumul din sobă. Este acesta de deasupra sobei, deci între sobă și tavan. Acesta va fi ultimul pe care îl vom curăța. După aceea vom trece la aspirarea sobei cu ajutorul aspiratorului de ceas. Cam așa arată. Așa e de încărcat. Aici am montat o subtraversare nouă care trece prin zid într-o cameră alăturată unde am zidit hornul pe care o să vi-l prezint și pe acela în clip viitor. Am curățat pereții fumurilor din sobă cu acel pămătuf clasic pe care vi l-am arătat anterior. Cam asta s-a strâns, după cum se vede, partea de jos. Aia este odată în fum. Asta este al doilea. După cum vedeți, s-a strâns foarte multă funiginie și cenușă în partea de jos, care, în mod obișnuit, o scoteam din sobă, introducând pur și simplu mâna, ne murdăream, ne făceam negri până în gât. Făceam foarte multă mizerie, acum ne vom ajuta practic de aspiratorul acesta pentru cenușă. Vedem cum arată toată cenușa, s-a strâns și în partea din spate sobei. Încerc să puțin de imagine, nu-mi dau seama că de bine se prinde pentru că este foarte îngust locul. Mai avem în partea de deasupra sobei, pe unde practic se evacuează fumul din sobă și intră în traversarea din perete care este conectată la hornul din camera alăturată. Cam așa se vede, atât am reușit să fac cât am putut să bag mâna cu pămătuful acela. Acum o să trecem la aspirarea cenușii. A venit și aspiratorul. Este montat. Acum o să vă arăt în sobă unde este focarul. Cum se vede, este cât de cât curat. Adică cenușa e scoasă cum se procedează în modul clasic cu ajutorul unui făraș. Cenușa la fel. Cam așa arată acum. O să punem în funcțiune imediat aspiratorul. Să vedem cât de eficient ești dacă mai rămâne vreo urmă de cenușă în focarul din sobă.
până punem în funcțiune aspiratorul, o să dăm funinginea jos de pe pereții din sobă cu ajutorul acelui pămătuf. După cum se vede, face foarte multă mizerie. Este foarte multă funingine. Și vă dați seama câte mult mă tremur dări dacă n-am avea aspiratorul acela. Deja nu se mai vede nimic. Trebuie să fac o pauză ca să se ducă funinginea în sus. Încă mai zboară particule de funingine prin aer. Să pornim aspiratorul, să facă ceva zgomot, dar să sperăm că o să tragă toată cenușa și funingina. Și pornim. Așa arată după ce am aspirat fumurile din sobă cu aspiratorul pentru cenușă. Ultimul fum, ăla de sus de tot, care dă spre coș. Sper ca să-l curăț cât de mult de mine am putut. Acum nu știu câtă treabă am făcut și cât de bine a fost, dar asta e, nu am ce să fac la modă. Și o trage, după cum se vede acolo, se vede funingine. Deci curentul de aer antrenează și o trage, o duce în sus spre acoperiș. Deci e un lucru bun. Cam așa arată. A fost ceva de muncă. A fost ceva de muncă, n-a fost chiar așa de simplu. Ce să zic, aspiratorul își face și nu își face treaba. Adică e ok, ne-am făcut treaba cu el până la urmă, dar o să vă arăt imediat. Filtrul se îmboxește destul de repede. Cred că l-am curățat de cel puțin 6-7 ori. Poate și din cauza că funingina care este în sobă este foarte fină și duce la colmatarea foarte rapidă a lui. Dar ce să mai... Na, nu sunt chiar atât de mulțumit și nu e chiar așa cum mă așteptam. Dar într-un final și-a făcut treaba chiar cu mai multă muncă, dar a necesitat foarte multe operațiuni de demontare, de scurs,
obturare și de suflare a filtrului. După cum vedeți, este colmatat și asta nu e nimica. Se colmatează foarte repede și practic nu mai trage și de asta trebuie desfăcut de fiecare dată când nu mai trage și scuturat și suflat. Nu știu ce să zic, dacă să vi-l recomand sau nu. Până la urmă 149 de lei nu e o sumă extraordinar de mare, dar mi-a luat pe puțin o oră ca să aspir cum trebuie toată soba. Într-adevăr, nu mai rămâne nici urmă de cenușe și funigine. Chiar trage tot, este destul de puternic pentru cei 1200 de W pe care producătorul specifică că i-are. Dar după cum vă spuneam, filtrul se colmatează foarte repede și trebuie de fiecare dată desfăcut, scuturat și suflat, altfel nu mai trage deloc. Cam asta este, mai bine de atât.